Alverzii au decis să mute întâlnirea la Fălticeni, ținând cont că sâmbătă Arenul va găzdui și meciul de Liga a doua dintre Rapid și Dunărea Galați. Conform managerului Ciprian Anton, clubul Sporting a primit deja toate aprobările necesare pentru a juca la Fălticeni meciul cu Miroslava. Avem toate aprobările necesare, atât din partea federației, cât și din partea echipei adverse. Pe această cale vrem să-i mulțumim și domnului primar Cătălin Coman pentru că a acceptat să jucăm la Fălticeni. Sper să vină și ceva lume la meci. Ziua și ora de start au rămas aceleași sâmbătă de la ora 15, a declarat managerul celor de la Sporting. În meciul direct din turul campionatului, Sporting s-a impus pe terenul Ieșenilor cu scorul de 2-1 prin golurile înscrise de Buziuc și Stănescu.